Avem marea bucurie să continuăm călătoria noastră răspunzând acestei întrebări a Duhului Sfânt pentru anul în care am intrat. Și anume, cine este omul acela care dorește viața? Cine este omul acela care vrea să aibă parte de zile bune? Poate să fie ceva bun în vremea noastră, toate s-au stricat, toate într-o lume ca aceasta, Biblia spune că era întuneric peste toată țara Egiptului, Isaia spune că întuneric mare acopere pământul, dar peste tine răsare Domnul, dar în Gosen era lumină. Aceasta e promisiunea lui Dumnezeu. Într-o lume care iubește moartea, care urăște viața, care pervertește valorile cele mai sfinte pe care le-a dat Dumnezeu ființei umane, într-o lume ca aceasta, suntem chemați să trăim o viață ca aceea pe care o descrie cuvântul lui Dumnezeu. Am trecut împreună prin, aceste, prin acești pași la care suntem chemați în cazul că răspundem favorabil. Dacă întreabă bunul Dumnezeu și ne întreabă El pe noi acum, cine e omul acela, noi răspundem cu sufletul deschis. Doamne, eu sunt omul acela, iată-mă, ajută-mă. Acesta este, dar în același timp venim cu rugăciunea, Doamne, ajută necredințe, cred, dar ajută necredinței mele. Vom merge la pasul următor, după ce ni s-a spus cel care dorește viața și vrea să vadă zile bune, vom merge la pasul următor în care spune, dacă vrei să vezi viața și vrei să ai parte de zile bune, depărtează-te de rău. Da, dar eu nu-l fac, dar stau lângă el. Stau în preajmă sau răul este în preajmă. Nu, nu sta în locul acesta. Este un pericol. Niciodată nu pot să uit, când eram copil, au făcut o sondă acolo lângă noi, au forat o sondă în care apoi au băgat explozibil în pământ ca să ia ceva fotografii sau ceva cartografic, nu știu ce. Dar era un, un cățel pe care noi îl iubeam foarte mult, s-a dus și stetea exact pe locul sub care era explozibilul. și eram disperați pentru că acesta era pus pe o numărătoare inversă și dintr-o clipă în alta urma să sară în aer. A scăpat cu viață, dar noi toți copiii am fost literalmente disperați. Nu știam cum să țipăm mai tare, cum să îl determinăm să fugă din locul acela. Noi stăm de multe ori în locuri extrem de primejdioase, în totală inconștiență. Și nu numai în inconștiință, în sfidare. Adică ne considerăm așa de tari, așa de înțelepți, așa de invulnerabili, că putem să rămânem într-un astfel de loc primejdios. Ați observat când mergem la munte, ne uităm unde ne așezăm. Nu ne așezăm într-un loc unde caz stânci. Nu este cazul să stăm acolo. Dacă cineva crede că poate să reziste să-i cadă stânci în cap, el poate lua locul acesta. Dar un altul care este un om smerit și înțelept, vede primejdia, spune Sfânta Scriptură, și se mută în altă parte. Adică, dacă într-adevăr dorești viața și dacă într-adevăr vrei să ai parte de zile bune, fugi de rău, pleacă din zona aceea. Nu rămâne sub același acoperiș cu răul. Nu este cazul nu ține răul sub același acoperiș cu tine. Între întuneric și lumină nu există cohabitare. Nu, nu se întâmplă așa ceva. Dacă într-adevăr dorești viața și dorești să ai zile bune, dacă tu crezi că viața este altceva și dacă tu crezi că zile bune înseamnă altceva decât a spus Dumnezeu, crezi că poți să vii cu vreo îmbunătățire la ceea ce a spus Dumnezeu, sigur că voi alege un alt drum și vom alege un alt drum în cazul în care ne considerăm noi. Deasupra înțelepciunii lui Dumnezeu. Dar când El ne-a spus, nouă, depărtează-te de rău, e versetul 14 din Psalmul 34, pe care l-a prezentat David, când Dumnezeu a spus, depărtează-te de rău, tocmai în aceasta constă harul. Dumnezeu nu a promis nimănui că îl va păzi dacă rămâne în compania răului. Nu a promis nimănui că nu va fi influențat, că nu îi se va întoarce inima, că nu va înclina, că nu va cădea. Sub puterea tentației, dacă rămâne în zona aceea. N-a promis lucrul acesta. El, este, harul lui Dumnezeu, se manifestă în faptul că ni s-a spus, depărtează-te de rău, depărtează-te de lucrul acesta. Știți că avem în, în limba română acest proverb, fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Trebuie luat cu un bob de sare, și anume, făcută deosebirea în funcție de situație. Este una să fugi de rău și atunci fuga este sănătoasă este și sănătatea alergă, sănătatea fugi, nu rămâne acolo. Doar boala și moartea acestea sfidează răul și spun asemenea lui Samson, nu e nicio problemă, mă desfac de fiecare dată eu, pe mine nici, mie nu mi se întâmplă așa ceva, spunem asemenea lui Petru, cine eu? Nu no, poți să spui tu despre mine. Eu știu, eu merg la închisare, merg la moarte cu tine și dacă toată lumea nu ar fi eu până ce mă privește pe mine. Deci lucrul acesta este în sângele fiecăruia dintre noi și va trebui să luptăm întâi și întâi împotriva inimii noastre care tinde să rămână în prezența și în compania răului și care tinde să sfideze sfatul lui Dumnezeu și să urmeze paturile propriei lor inimi, umblă în lumina tăciunilor lui. Eu cred că nu, nu voi tăgădui, eu merg la închisoare, eu merg la moarte, eu știu altceva. Fuga este sănătoasă atunci când cineva fuge de rău, fuge din fața răului, fuge de primejdia aceasta a coruperii sufletului. Într-un mediu în care nu, chiar nu se simte tentat, nu se simte ispitit. Nu, eu pot să stau, eu nu am niciun fel de probleme. Și Dar Dumnezeu a spus să fugi de acolo. Asta, asta este. Și dacă el a spus cuvântul acesta, înseamnă că el știe ceva despre natura noastră. După cum tu spui unui copil, nu te duce până acolo. Adică stai mai aproape, pentru că el se va uita în prăpastie și vorba lui Nice, prăpastia se va uita în el. Atunci, la luat Amețeala... Și a căzut, și Domnul a spus: Fugi de acolo, nu rămâne acolo. Îmi aduc aminte cu emoție sfântă de un câine pe care l-am avut noi, un câine mare. Și la un moment dat, fetele nu erau, erau mici, nu mai erau în curte, ne-am dus repede după ele și ce ne văzură ochii. Fetele erau la marginea unui râu adânc, destul de adânc pentru ele, pentru vârsta lor, erau acolo. Chiar aproape de margine, dar pe margine era câinele acesta care se repezea când la una, când la alta, nu cumva să se apropie prea mult de acolo. Atunci am luat această imagine cu mine și îmi aduc aminte în cuvinte clare trimiterile lui Dumnezeu asupra noastră. Du-te la necuvântătoare și vezi prudența lor. Ele nu se apropie de rău. Du-te la necuvântătoare și vezi respectul lor față de stăpân. Du-te la necuvântătoare și învață de la ele. Nu fi ca acest necuvântător care are nevoie de un căpăstru ca să-l înfrâneze. Nu poți să uit imaginea acestui câine credincios care păzea copiii să nu se apropie prea mult de prăpastie. Copiii au fost cuminți și l-au ascultat. Nu l-au îmbrâncit, nu l-au dat la parte și au căzut în prăpastie. Care este atitudinea noastră față de Dumnezeu care ne spune nu rămâne în acest mediu rău. Este un mediu care corupe. Nu rămâne în locul acesta. Ați observat că sunt lichide care corup acid sulfuric sau altele care curg prin conducte, distrug conducta aceea. La început e nouă, ai zice că nu are nicio Ce treabă? Metalul? Nu are treabă, e oțel, oțele, așa pe dincolo. Cu timpul se distruge. Acidul acesta distruge vasul în care stă. Există un mediu asupra căruia uh, n-ai nicio putere. Și ceea ce nu se vede în clipa aceasta, uh, se vede în timp. Timpul nu lucrează în favoarea ta dacă rămâi într-un mediu nefavorabil dezvoltării sufletului tău. Dați-vă la plante, dacă o pui în întuneric, o filește, moare. Ea trăiește cu lumina sarului, trăiește cu apa. de condițiile acestea, fugi de întunericul acesta. Înclinația sufletului nostru și atracția aceasta demonică a răului uneori asupra ființei noastre ne face să întârziem acolo unde nu ar trebui nici măcar să privim. Știți că există o lege în televiziune că dacă ai te-ai uitat la o emisiune, să zicem, sau dacă ai rămas în fața televizorului mai mult de 3 minute, din clipa aia te poate prinde și poți să stai 10 ore. Nu mai pleci de acolo. Ești țintuit locului. Așa se întâmplă cu răul. Timpul nu lucrează în favoarea sufletului nostru când stăm într-un mediu rău. Cu cât plecăm imediat, cu cât ne retragem mai repede, cu cât fugim de acolo mai repede, cu atât mai bine. Cu cât intrăm în dialog cu răul, cu cât negociem diversele situații, cu cât sfidăm răului, sfidăm puterea. Și pierdem din minte noțiunea timpului care nu lucrează în favoarea noastră, ci lucrează în favoarea răului. Cu cât stăm mai mult într-un loc ca acesta, cu atât mai primești Dios pentru sufletul nostru. Nu există niciun fel de timp de așteptare sau de negociere sau de evaluare între. Iosif și situația în care se găsește. Nu, nu există niciun fel de comunicare. Nu există niciun fel de negociere, niciun fel de balansare asupra situației. Lumină și întuneric sunt clare pentru el. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dacă iubești viața și dacă vrei să ai parte de zile bune, fugi. Fugi de rău. Fugi din mediul acesta. Sunt atâtea situații în care omul care s-a considerat așa de stăpân pe sine, s a prăbușit sub influența situației și a luat chipul mediului în care a ajuns el. În faptele Apostolului, capitolul 17, nu se vorbește despre niște oameni care urmau să plece într-un voiaj pe mare cu Corabia și cu... care aveau o atitudine aceasta numită pozitivă în generația noastră. Trebuie să ai o atitudine pozitivă. Depinde pentru ce să am o atitudine pozitivă. Depinde pentru ce. Ei, spre exemplu, acești oameni din capitolul 17, au pornit cu o atitudine pozitivă. Ei sunt siguri că vor ajunge la țintă, ca unii care se considerau stăpâni pe țintă. Au dat drumul la ancoră și să mergem. Stăpâni pe țintă când ai călcat sfatul lui Dumnezeu care ți-a spus nu pleca. Ați observat că Pavel Apostolul, sub puterea Duhului Sfânt, apelează la sufletele lor și spune cu autoritatea pe care o dă Duhul Sfânt, nu? cu cea a unui, om, a unui necunoscător, ce știe bătrânul ăsta, marinărie sau... Nu, s-a simțit în aer. Oamenii simt în conștiința lor că acele cuvinte nu ajung la ei așa din partea unuia care nu cunoaște marinărie, ci acele cuvinte erau ștampilate și aveau puterea Duhului Sfânt de penetrare a zidului împotrivirii și încăpățânării și mândriei lor și sigur pe țintă la sfatul capitanului și al proprietarului au pornit împotriva sfatului lui Dumnezeu. Poți să fii sigur pe tine, poți să fii foarte pozitiv. Atunci când ai călcat peste sfatul lui Dumnezeu, mergi în direcția greșită. De aceea învățăm proverbul acesta. Fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Nu e rușinoasă deloc în momentul în care un om fuge de rău, este nobilă. Mă recomandă Dumnezeu, fugi de poftele tinereții, fugi de aceste lucruri, fugi de lucrurile acestea. Își astupă urechile să nu audă cuvinte setoase de sânge. Mulțumesc, dar eu nu, nu prea vorbesc de lume, de asta, nu, 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 nu mănânc mâncare de felul acesta. păstrați o dacă vă interesează, dar mie unul nu-mi trebuie. Ați observat ce atitudine a avut Daniel în fața lui Belșațar când i-a oferit purpură, aur, locul al treilea în împărăție și așa mai departe, a zis, domnule, nu servesc așa ceva, ia pentru tine. El știind că noaptea aceea va fi sfârșitul lui prin Duhul lui Dumnezeu. Fugi de aceste lucruri. Este în adevăr o luptă sufletească cu mândria noastră. Pentru că a fugi înseamnă într-un fel a declara slab, vulnerabil, a fi privit și acuzat de lașitate, a fugit de rău. Cel rău te va acuza de lașitate. voi. dar nu ești stare să rezisti sau nu ai asta. Da, eu sunt mai prost, eu sunt mai slab, vă rog, rezistați voi. Mie mi-a spus Dumnezeu, fugi. Și eu ascult, ascult glasul acesta. Oh, dar nu ești bărbat, nu ești tare, nu ești pe Nu, Nu sunt. Eu sunt ascultător de Dumnezeu. Și dacă voi credeți că bărbăția sau tăria sau uh, lucrurile acestea constau în neascultarea de Dumnezeu, încercați, gustați și, hai să, și vedeți cât de amar este să n sfatul lui Dumnezeu. Astfel că atitudinea noastră vis-a-vis -vis de viață sau de situație are valoare în funcție de felul cum se raportează la sfatul lui Dumnezeu. Când s-a supus sfatului lui Dumnezeu, te poți considera sigur pe țintă. Cum aș putea să fac așa ceva, spune Iosif. A fugit de lângă ea și a lăsat haina acolo. Cum aș putea să fac așa ceva? Clar lucrul acesta, sigur pe țintă. Știe pentru ce luptă, știu încotro alerg, știu pentru ce valori stau, îmi sunt clare. Știu pentru ce am venit în lume, a spus Isus. Știu pentru la ce lucrare sunt chemat, a spus eu, am Botezătorul. Știu despre ce vorbesc, a spus Isaia. Le-a fost clar înaintea lui Dumnezeu. Și ei au fost hotărâți. În pasul acesta, lăsându-ne nouă o pildă de viață, care are două calități. Una, că ne lasă fără scuzăm și ne spune că nu toată lumea în aceea situație a răspuns la fel situația acesteia. Și, doi, ne împuternicește pe noi odată cu ascultarea de Dumnezeu. Odată ce Dumnezeu a spus un cuvânt, l-a încărcat cu puterea necesară ca noi să ascultăm de acest cuvânt. Ne-a dat și puterea împreună cu și nu se poate băita nimeni vreodată și nu se poate scuza de neputință, aceasta însemnând un afront la adresa lui Dumnezeu. Fugi de poftele tinereții, fugi de poftele tinereții. O, oh, mereu s-a predicat în biserică așa ceva. Tineretul trebuie așa, tinerii, băieți, fete, atenție, ce facem, unde mergem, cum ne îmbrăcăm, ce mâncăm, ce, în ce mediu stăm, cum petrecem noaptea și așa mai departe. E bine, e foarte bine, de numai jumate. E mai jumate din viață lucrul acesta, ce să nu faci. Biblia merge mai departe și ne spune ce să faci. Da, acesta e important, că dacă nu faci răul, n-ai realizat nimic. De -abia, dacă nu faci răul, de-abia ai ieșit la cota zero. Acum, dacă ai ieșit la cota zero, mergi mai departe, adică înfăptuiește binele. Și iată ce spune în a doua Timotei, capitolul 2, versetul 22. Ușor de ținut minte și de memorizat. 2 Timotei 2, 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Urmărește nu înseamnă informează-te doar. Și urmărește cu viața. Neprihănirea, Doamne, care este acea viață în armonie cu tine? Care e voința lui Dumnezeu pentru mine? Că de fapt, toate lucrurile care Dumnezeu ne cheamă să le îndeplinim în viață. Sunt pentru binele și fericirea noastră, ca să fii sănătos, ca să fii fericit tu și urmașii tăi, ca să ai zile multe, ca să te bucuri de viață în adevăr. Nu, acestea nu sunt ca să îmbogățească pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic. El este deplin în toate lucrurile. El nu a venit să îi se slujească, nu are slujitori, așa cum ne numim noi câte o dată pe noi înșine. Nu, Dumnezeu nu are slujitori. El a venit să slujească ființa noastră. Astfel că urmărește aceste lucruri, urmărește neprihănirea, urmărește credința, urmărește dragostea, urmărește pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Nu, eu stau așa mai izolat, mai într-o parte, nu prea îmi place la adunare, scam diluate, chestiile, sunt probleme, sunt altele. Eu nu am venit nici pentru diluție, nici pentru problemă. Am venit pentru că Tu, Doamne, mi-ai spus mie, nu părăsi adunarea Ta. Împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Prietenii pe care îi, îi primești din cercul vieții tale și din cercul cărora faci parte, trebuie să aibă această însușire dacă tu dorești să ai o inimă curată și să vezi pe Dumnezeu. Să te bucuri de viață și de zile bune, cum ne-a promis psalmul nostru. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dacă mergi împreună cu o altă societate, n-ai să rămâi neafectat. După cum nu rămâi neafectat în cele bune, tot la fel nu rămâi neafectat în cele rele. Locuind în societatea unor oameni cu inimă curată, inima se curățește, învață să trăiască, învață să vorbească cu blândețe, cu înțelepciune, cu, cu considerație. Dacă însă alegi un alt mediu și nu fugi de el, ce oh, nu, nu mi se întâmplă așa ceva mă dezleg ca și altă dată. Dacă mergi cu atitudinea aceasta, Biblia spune așa, te-ai însoțit cu un om mânios, iute la mânie, un om care nu stăpânește temperamentul, vorbele, acțiunile, te-ai însoțit cu omul ăsta, în trei zile vei fi ca el. Oh, nu, niciodată, rob, ce robul tău, câinele ăsta, să fac eu așa ceva, eu nu fac, a zis el și domnul i-a spus, ai să faci mult mai rău. Ai să, ființa umană este capabilă de rău, de un rău atât de mare și atât de mult, încât dacă cineva i-ar spune, n-ar crede. Uitați-vă la copilul Hitler. Cine se gândea la, la copilul Mao, la copilul Stalin? Copil la școală. Uitați-vă la el când era la seminarul teologic-ortodox. Uitați-vă la Stalin când era acolo. și Uitați-vă cine se gândea, ce se ascunde. Dar ființa umană are potențial. Atât pentru bine, cât și pentru rău, depinde unde ancorează el sufletul lui. Fugi de rău! Nu brava, nu, nu te da viteaz, puternic, înțelept, prevăzător, invulnerabil. Nu te da așa ceva. Nu. Dacă erai așa, Dumnezeu nu ți-ar mai fi spus fugi de lucrurile acestea. Dacă erai așa, dar nu ești. Ești o ființă plopândă și ești vulnerabil. Și inima se schimbă după împrejurări și timpul nu lucrează în favoarea ta când mediul în care te găsești tu... Nu este un mediu favorabil neprihănirii. Nu e de ajuns, deci, fugi de aceste lucruri, ci mai departe, spune Cuvântul lui Dumnezeu, urmărește opusul acestora, neprihănirea, credința, dragostea, urmărește cum evoluează sufletul tău în privința aceasta, urmărește compania pe care o ai, grupul de prieteni, cum este lumea în care te miști și trăiești împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Venirea la credință a noastră, așa cum numim noi, am venit la credință și unirea ființei noastre cu trupul mistic al bisericii, al trupului lui Hristos, care este biserica lui. Venirea aceasta este o fugă. Am fugit. Sunt fugit de la stăpân. Pe cine era stăpânul? Păcatul. E păcatul, era și originatorul lui, dar scrie Scriptura în 2 Petru 1 cu 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele. Dar trebuie să nu uit niciodată, spune Pavel Apostolul, prin har sunt ce sunt. Nu e nimic în mine care nu e rodul harului, adică mă refer la, ce, la cele bune. Nu este nimic. Și nu e nimic în mine rău care nu este produs absenței harului lui Dumnezeu. Atât de greșit înțeles harului Dumnezeu. Atât de greșit înțeles ca, ca o vopsea care. A obosi peste răutățile pe Da, un, un om și își, permite, își, 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 își permite lucruri, pentru că e harul lui Dumnezeu, departe de, de scriptură, așa ceva. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, nu harul din imaginația unor oameni, ci acel har autentic, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, nu ne învață să trăim în păgânătate pe baza faptului că vom fi vopsiți uh, cu har. Nu se întâmplă lucrul acesta, iubiți mei. De aceea Scriptura spune, prin el, uh, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, ne-a spus de mari și scumpe, ca prin ele, prin aceste făgăduinți, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce, ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Sunt două lucruri esențiale aici. Noi am fugit într-adevăr de stricăciunea care este în lume prin poftele de care, în care trăiați dată și... Nu ar trebui niciodată să blamăm pe cineva care este în locul în care fusărăm noi până ieri și poate în care încă mai suntem, deși credem că nu mai suntem, dar bârna este acolo. N-ar trebui să blamăm sau să judecăm pe cineva în condițiile acestea, pentru că Biblia spune, că dintre ei erați voi odinioară, știți lucrul acesta, și nu poți să disprețuiești sau să arăți cu degetul pe cineva care este în aceeași condiție în care ai fost tu, de unde ai fost luat tu, iar acum să te îngânfi și să bați jocorești pe un altul. Din potrivă, Biblia spune că Mântuitorul coboară în prăpastia aceasta unde este căzut cineva, îl ia cu bucurie pe umer și îl aduce înapoi. Acesta trebuie să facem noi și el face lucrarea aceasta prin noi și dintre ei erați voi toți odinioară. Lucrul ăsta a fost așa de clar în mintea lui Pavel și nu este de mică însemnătate să ținem în seama de lucrul acesta. El a văzut revolta oamenilor împotriva lui și setea lor de sângele lui și i-a spus bunului Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așa făceam eu. Le-a spus lor în predică. Asta eram eu. Eram, spune Galatenul, eram mânat de o așa, de, o, de un zel turbat pentru datinile străbun, Eram în stare să o mor în dreapta și în stânga pentru datinile străbuni și înțeleg pe oamenii ăștia. Dintre ei vin eu. Deci el nu pierde din vedere acest lucru. Sunt două lucruri extrem de importante pe care le avem aici în acest verset. Unu, este fuga de stricăciunea care este în lume prin pofte și din, din nefericire, noi ca biserică și biserica în general a făcut o slujbă slabă, extrem de slabă la acest capitol. A inspirat în om ideea că odată ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, gata, totul este e rezolvat. Frate, ai fugit de acolo, ești salvat. Nu, Biblia spune mai departe, nu. Acum, după ce ai fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, tu devii părtaș de fire Dumnezească. Nu mai ești părtaș de fire lumească sau pământească sau drăcească, din care ai fost, ai fugit de poftele acestea, dar încă nu ești părtaș de fire Dumnezească. Lupta nu a încetat odată cu venirea noastră la credință, de-abia a început. Abia am ieșit din adâncimile păcatului, așa cum spune adâncimile satanei, cum le numește Cartea Apocalipsei. Acum, odată ce am ieșit din aceste lucruri, odată ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, continuă călătoria noastră în zidirea vieții Domnului nostru Isus Hristos în sufletul nostru. Cum se întâmplă aceasta? Prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Acest, prin acestea te faci părtaș de fire dumnezească. Nu te plânge că nu înțelegi, că este ceva, pentru că eu am vorbit cu o fetiță de patru Și am vorbit conceptul acesta despre o inimă nouă, pentru că ea avea o problemă cu inima, nu o lăsa inima să dea cuiva ceva. I-am spus, uite, e nevoie de o inimă nouă. Și inima aceasta nouă M-a cu bucurie. Uh, niciodată nu voi putea uita uh, tonul cu care a răspuns ea la această provocare. A doua zi i-a spus mama ei că vrea să-i dea și încălțămintea din picioare petiței celelalte, despre care a zis că inima mea spune că nu e bine să-i dau. Inima aceea s-a dus. Acum avea o altă inimă și a spus, mamă, uh, 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 o să-mi rămână mici. Încă nu rămăseseră mici pantofiorii ei, dar a spus, zice, o să-mi rămână mici, vreau să-i dăm... Uh, verișoare, uh, iubiții mei, uh, uh, sunt convins că în mintea fiecărui om colcă e ceva scuze. Uh, eu vin dintr-un mediu așa la noi, era așa, noi am trăit așa și pe dincolo. Nu, dacă un copil de patru ani a înțeles lucrul acesta, uh, n-are sens să cochetăm cu scuzele. Nu. nu, nu este matur lucrul acesta. Ca să nu spun că nu este moral. Și știm bine că nu e adevărat. Știm bine că nu e adevărat. Prin, deci acestea sunt cele două mari etape ale vieții de credință, ale, ale chemării noastre. Și dacă într-adevăr, așa cum spune versetul nostru, dorești viața și vrei să ai parte de zile bune, uite drumul acesta. Fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte, dar continuă viața ta prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, devine o părtaș de fire dumnezească. Și lucrul acesta nu se referă la vreo stare ezoterică, așa, sau imaginară sau cine știe, se referă la viața de fiecare zi a noastră. Mâncați, fie că mâncați sau beți sau faceți altceva, vorbiți între voi sau construiți sau uh, faceți totul spre slava lui Dumnezeu, asupra acestor lucruri. Nu rămâne niciun domeniu al vieții, nici manifestare a ființei noastre care să nu fie impactată de părtășia despre care scrie aici părtași de fire acesta este Acesta este drumul este, aceasta este una din condițiile care sunt așezate înaintea celuia care dorește viața cu adevărat și care vrea să vadă zile bune lucrul acesta. În Cartea Eclesiastă, la capitolul 11, versetul 9, aici, a fost, aici este un verset care m-a tulburat de când am citit Biblia prima dată. Bucură-te tinere în tinerețea ta, foarte frumos, sigur că da. Fii cu inima, vestele cât ești tânăr, sigur, absolut normal viață din plin și nu uh, umblă pe căile alese de inima ta. Cred că e bine să mă duc la școală asta, cred că e bine să fac așa sau să nu fac așa. Uh, și plăcute ochilor tăi, uite, asta îmi place, asta nu îmi place, dar să ști că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și acum tonul cu care ne-a fost citit nou așa ceva uh, era un ton amenințător. Adică îmi era amenințată bucuria tinereții mi erau amenințate alegerile vieții. Vezi ce faci, că indiferent ce faci, ai să fii judecat. Să fii judecat. Au trecut mulți ani și citind cuvântul acesta în lumina feței lui Hristos, așa cum spune Sfânta Scriptură, slava lui Dumnezeu strălucim pe fața lui Isus Hristos, nu am mai citit această expresie, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Nu am mai citit cu tonul acesta, ci am citit cu tonul din cartea profetului Isaia, capitolul 1, care zice, veniți să ne judecăm, hai să ne judecăm, abia aștept. Cui? Cine vrea judecată? Păi de asta nu vrei judecată, pentru că nici nu știi ce este. Nu ai înțeles. Îl asociezi pe Dumnezeu cu judecătorul, cu procurorul, cu satana, cu avocatul, cu Isus, cu tribunalul, cu așa mai departe. Nu. Departe de Dumnezeu așa ceva. Veniți să ne judecăm, spune Domnul, și uite ce se va întâmpla, ce înseamnă judecată. Judecată înseamnă așa, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, cum e purpura, se vor face albe ca zăpadă. Asta înseamnă judecata lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă conceptul de judecată în Biblie. O, oh, dar scrie acolo, dacă am cunoscut și asta vom fi, că uh, capitolul 6, capitolul 10, vom fi arși, vom fi... Nu, spini și mărăcini. Dacă voi găsi spin și mărăcini, îi voi arde cu foc. O, nu, 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 îi voi topi plumbul și părticelele de zgură din viață. Asta înseamnă judecata lui Dumnezeu. Am luat lucrul acesta după imaginea societății și după mijloacele pe care le foloseau oamenii ca să înrobească prin frică, prin spaimă, îi țineau robi pe oameni prin frica morții. Stai, 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 stai puțin. Când Biblia spune afară sunt fricoși, înseamnă că tot ceea ce am făcut de frică nu stă în picioare. Atunci am citit cuvântul acesta cu atât de diferit ton. Bucură-te în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar în timp ce faci lucrul acesta, trăiește în prezența lui Dumnezeu, în prezența judecății lui Dumnezeu. Judecă aceste lucruri, bucuria, tinerețea ta, alegerile tale, căile pe care, în care găsești plăcere. Judecă aceste lucruri nu după standardele sau criteriile lumii care te încojoară și nici măcar după ale firii tale și după părerile și plăcerile tale. Nu, nu este acesta, aceasta trestia de măsurat, ci judecă aceste lucruri Evaluează-le, înțelege-le în lumina judecății Sfinte a lui Dumnezeu. Și atunci El îți va spune, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: Iată drumul, mergi pe căile alese de ochi. Transforme. Mie îmi place să o iau pe aici. Aș vrea să mergem pe aici în viață sau aș vrea să facem lucrul acesta sau lucrul celălalt. Nu? No? Nu. No. Nu acesta e criteriul plăcerea noastră personală, firească, pământească sau drăcească, este produsul păcatului în noi. Este o plăcere curată a lui Dumnezeu, aceea cu care trebuie să măsurăm noi mersul nostru. Și atunci vom trăi adevărata bucurie, altfel uitați-vă, atâția tineri, uitați-vă, este plină media youtube și toate de momente în care tineri sunt condamnați pe viață sunt condamnați la moarte, sunt condamnați la închisoare. Este plin internetul de tineri care s-au îmbolnăvit, de tineri care s-au otrăvit, s-au intoxicat, s-au distrus, s-au electrocutat, au făcut tot felul de lucruri, pe baza unor alegeri pe care le-au făcut, în virtutea unor criterii de felul acesta. Nu, nu scapă nimeni. Nu scapă nimeni dacă. Dacă ai o busolă defectă, nu te va duce nici de cum la nord. Poți să fii cel mai bun marinar. Dacă busola e defectă, nu ajungi acolo, ajungi în partea cealaltă. Este clar. Dacă dreptarul este strâmb, nu vei face nimic drept pentru că este strâmb. Singurul dreptar al cunoștinței adevărate este judecata lui Dumnezeu. Și, Doamne, ce judești Tu, acesta este adevărul. Veniți să ne judecăm. De veți voi, spune fagăduința, și mă veți asculta, vă veți bucura de viață cu adevărat, vă veți bucura de sănătate, vă veți bucura de fericire, scrie cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine viața, de acolo vine sănătatea, de acolo vine fericirea, din umblarea noastră cu Dumnezeu. Bucură-te, tinere! Fii cu inima veselă cât ești tânăr! Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi în lumina prezenței și judecății Lui Dumnezeu. Fă lucrul acesta! Dacă v-ați judeca singuri, pe cum să mă judec singur? Singur nu pot să mă judec decât dacă uh, mă judec în, în funcție de dreptarul cunoștinței Lui Dumnezeu, în funcție de trestia de măsurat care este caracterul mântuitorului nostru. Atunci aceasta este a judecat. Dacă vă veți judeca singuri, nu veți fi judecați. Altfel, conștiința noastră proprie se va transforma în cel mai nemilos judecător și care ne va condamna ființa noastră până acolo încât cel care a vândut pe Mântuitorul în loc să urmeze pe Mântuitorul a găsit ca soluție încheierea vieții lui. Am căutat să înțeleg clasa aceasta de victime și toate drumurile celor care și-au sfârșit viața în felul acesta toate drumurile oamenilor care au ieșuat și care, asemenea lui Balaam, ar fi dorit să moară de altă moarte. Sau să sfârșească, să aibă sfârșitul altul pe pământ. Toate drumurile acestea duc într-o intersecție unde omul a întors spatele sfatului lui Dumnezeu și a luat-o luat o într o direcție aleasă de mintea lui și de ochii lui. Nu a supus, cum spune Pavel, orice gând îl supunem ascultării de Hristos. Nu. Ci a pus înțelepciunea, gusturile, alegerile, plăcerile, cultura vremii, reputația, toate acestea le-a pus deasupra sfatului lui Dumnezeu. S-a ridicat astfel mai presus de Dumnezeu și unde a dus drumul? Despărțiți de mine, unde puteți să mergeți? Mântuitorul spunea, mlădița care este despărțită de mine se usucă. După ce s-a uscat, este aruncată în foc. Trebuia să se întâmple așa ceva? A fost mlădița aceasta creată ca să se usuce la 25 de ani sau la 35 de ani? Sau... A fost ea Nu! Dar undeva s-a despărțit de Hristos. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă să trăim în prezența lui Dumnezeu permanent ca într-un fel de mediul, mediu față de care reflectăm ființa noastră permanent. De aceea noi răsturnăm Firescul, naturalul, aș zice, din Ființa noastră, și îl supunem ascultării de Hristos. Ființa, prin natura ei, este înclinată către rău, către invidie, către ură. Nu e nevoie să meargă la nicio școală cineva ca să facă lucrul acesta. Fetița mea iubită, de care vorbeam. Nu a avut nevoie să meargă la vreo școală în care nu o lasă inima să-i dea celelalte rochițele ei care au rămas mici. Ea n-a mers la nicio școală pentru treaba aceasta. Nu, a avut-o cu ea, inima aceasta, doar s-a -a, lăsat-o să se manifeste. Dar așa cum spune Biblia, Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință. Nu, ignoranța cere un preț teribil pentru cei mai mulți, pentru unii oameni cere viața. În adins se facă, nu știu, ignoranța voită. Nu, nu ține seama de așa ceva Dumnezeu, dar poruncește tuturor oamenilor să trăiască această înnoire a minții despre care vorbește Scriptura, această înnoire a vederilor noastre, această măsurare, zice ei se măsoară cu ei înșiși. Da, se potrivește generației noastre, se potrivește vederilor luminoase și așa mai departe, și nu cu Hristos. Acolo este trestia de măsurat. Acolo avem noi coordonatele. Acolo știm noi unde suntem. Te întreabă cineva, vină și ia mă, vin și te iau de unde, nu știu unde sunt, de unde să te iau. Asta mă refer la nivel omenesc. Singurul mijloc și singura cale prin care voi ști unde sunt este steaua polară a sufletului nostru, steaua nordului care este însuși mântuitorul nostru. Dacă vrei să, dacă iubești viața, dacă dorești viața aceasta din belșug, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, a spus Domnul Hristos. Dacă vrei să vezi zile bune, a spus el, fugi de rău. Am vorbit, înfrânează limba de la asta, fugi de rău, fugi din mediul acesta. De unde voi ști lucrul ăsta, a întrebat Wesley pe mama lui când a plecat spre America. De unde voi ști, mamă, să deosebesc eu binele de rău. Și Susana i a spus: Este un, o, un test foarte simplu. Vezi ce se întâmplă în viața ta. Vezi în ce fel se transformă sufletul tău în relația cu Dumnezeu, dacă te face tot mai rece, tot mai indiferent, tot mai depărtat de Dumnezeu până acolo, că nu-ți cont literalmente, ca și când Dumnezeu n-ar fi sau ca și când Dumnezeu a murit, vorba lui Nice, dacă nu ții cont de, dacă vezi că mediul în care ești te duce în direcția aceasta, fugi. O, oh, dar e rușine, să, ești laș, ești necurajos. Nu, eu nu sunt acestea, ci eu sunt ascultător de cuvântul care mi-a spus, fugi, fugi dintr-un astfel de mediu. Nu întârzia într-un loc ca acesta. Timpul nu lucrează în favoarea ta, făcând așa ceva. În versetul 10, invitația lui Dumnezeu uh, se încheie cu această perspectivă de neimaginat. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Nu uita. Deci uh, zona aceasta vieții este plină de privilegii și de primejdei în același timp. Toate aceste lucruri pleacă de acolo de unde spunea Iacov, dacă în inimă este duhul acesta al păcatului, al desfrâului, al răutății, dacă este acolo, roadele de la sine se vor arăta. A apăsat foarte puternic Mântuitorul, spune, faceți pomul bun, schimbă, îți trebuie o inimă nouă, trebuie să te din nou. Cum se poate face așa ceva, întreabă Nicodem. Nu te ocupa de așa ceva. Ci invită și spune lui Dumnezeu că dorești să se întâmple lucrul acesta cu tine. Atât. Nu te interesează pe tine. Nu ai înțeles tu prea multe din operația prin care ai trecut la doctor, dar uite ce bine ești. Tu înțelegi ce s-a întâmplat în tine. Merge bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Gonește orice caz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, dar nu lăsa casa goală că atunci Duhul Rău vine înapoi în cu alte șapte Duhuri mai rele ca el. Dacă doar ai depărtat răul, dacă ai gonit orice necaz ce ai lăsat sufletul, inima trebuie să fie plină cu Hristos. Acesta este, aceasta este partea a doua sau fața cealaltă a medaliei. Nu doar gonește răul, scoate răul din viață, din drum. E primul pas acesta, dar ca să nu se întoarcă răul ăsta de șapte ori mai rău, continuă să zidești în Duhul Sfânt, chipul lui Dumnezeu, prin făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe, care au transformat ființa noastră, care ne-au izbăvit de sub puterea întunericului și ne-au dus în împărăția slavei Fiului tău. Mulțumim, Doamne, pentru lucrarea pe care o să săvârșești prin făgăduințele tale nespus de mari și scumpe. Doamne, ca acest drum al vieții noastre să sfârșească în binecuvântare și în har, prin ascultarea pe care Tu ne vei dărui în Domnul Hristos, în veci. Amin.